Se spune că dacă în prima zi de școală ești în ambuteiaj, o să ai un an plin de note de 10. Așa spune tradiția, conform folclorului, pe timpuri încă dacă mergeai spre școală, bine, școala e mult spus, și era ambuteiaj de trăsuri, aveai note de 10. Nu știu dacă au reușit să ajungă, dar din câte mi-au spus și colegii, deja sunt la liceu și colega mea Daniela, dar și Luminița, pregătită să ne spună cum se va desfășura acest 1 septembrie. Nu vom avea careul, lucru ăsta este cer, jalbă numai e la școală, al doilea lucru cer și arhi cunoscut deja, că a încheiat școala cu ceva timp în urmă, din fericire, dar ele cunosc oricum mai multe detalii. Bună dimineața, Luminița! Bună dimineața, Ion! Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și felicitări tuturor copiilor care astăzi trec pragul în țara cunoștințelor. 1 septembrie este un început pe care îl asociem cu primul ghiozdan, primul sunet de clopoțel, prima profesoară și multe emoții. Din păcate și în acest an, din cauza situației de coronavirus, au fost interzise organizarea evenimentelor festive dedicate noului an de studii. În acest moment mă aflu alături de colega mea, Daniela Crudu, care astăzi pentru prima dată a îmbrățișat copilul și a urat succes în clasa 1. Bună dimineața, Daniela, și vă felicităm pentru acest nou început. Bună dimineața și mulțumim tare frumos pentru călduroasele urări, pline de emoții, de altfel, aceste zile, dar astăzi a fost un examen solemn pentru mine, pentru soțul meu, pentru toți părinții care au copii în clasa 1. Într-adevăr, cumva mai ciudat această primă zi de septembrie, pentru că sunt interzise careurile, părinții trebuie să stea după o linie roșie bine fragmentată de către administrațiile instituțiilor. Același lucru s-a făcut și la liceul Eminescu, dar cumva ținând cont că sănătatea copiilor noștri e o prioritate, trebuie să ținem cont de norme, iar învățătorii o să reușească să le transmită cumva acea fericire și bucurie de a păși în țara cunoștințelor, chiar dacă noi nu vom fi alături de ei. Dar vreau să ne spui cum au decurs pregătirile pentru prima zi de școală și cum s-a arătat băiețelul, cât de entuziasmat și curios este. Este foarte curios, abia așteaptă lecțiile de știință și matematică. Nu știu, poate îi place denumirea obiectelor doar. Au fost emoții pentru că e un pas nou, e mai responsabil, până și vestimentația este mai diferită. Aici deja suntem la sacou, suntem la cravată, deși era nițel obișnuit cu asta. Căutarea rechizitelor a fost un proces în care l-am încadrat și pe el, respectiv el a reușit să simtă pas cu pas ce urmează să se întâmple. Deja azi, oficial, o să testăm din acest deliciu, iar noi, părinții, o să ne amintim de ce am trăit noi cu ani în urmă. De regulă, părinții sunt mult mai stresați, emoționați, îngrijorați în prima zi de școală a copilului decât este acesta. Cum este în cazul vostru? Sincer, eu sunt foarte speriată de mine. Eu m-am așteptat să curgă și roaie de lacrimi, dar probabil adrenalina ia cu asalt starea mea, dar în mod garantat când îl voi vedea că iese deja din liceu, când pășește pe trepte, o să plâng, pentru că mie mi se pare firesc, suntem părinți, avem emoții și deja sunt băieți mari. Eu nu știu de ce aveam senzația că deja merge în clasa 12-a, că merge în armată, parcă nu am rămas bun de la el și se însoară, dar nu, e o chestie absolut normală. Dar cum a început această dimineață pentru voi? Pentru că, de regulă, noi te știm că tu acum ar fi trebuit să fii în studio. Da, și recunosc, m-am trezit la aceeași oră, ca de obicei, și tot cred că trebuia să o fac mai devreme, pentru că au fost ambuteiaje absolut infernale, dar au fost cu emoții, am încercat să ne îmbrăcăm, el se tot uita în oglindă cu ghiozdanul și așa, și așa, și nu-i venea să creadă. Ăla micu a zis că el nu merge azi la grădiniță, el merge să-l petreacă pe Badea la școală. Nu știu, a fost o senzație unică care încă urmează să se perinde pe parcursul zilei. Dar ce emoții te-au cuprins atunci când ți-ai dus băiețelul pentru prima dată ca să pășească pragul școlii? Nu-mi venea să cred. Trebuie să recunosc că el este mai puțin pregătit din punct de vedere științific, academic, pentru școală. Din punct de vedere psihic, psihologic, e ok. Este foarte matur și independent și a fost un moment de mândrie și de nostalgie în același timp, un moment în care s-a uitat la mine și a zis, bine mama, pa! Și a zis, mamă, băiatul meu e mare, el chiar vrea să plece. Deci a fost de nedescris, eu încă nu prea pot să-mi exprim sentimentele pentru că n-am mai fost în asemenea postură, dar probabil mâine deja o să fiu mai calmă și o să pot să relatez toate detaliile. Dar îți amintești atunci când tu ai parcurs pentru prima dată pragul unei școli? Cum au fost acele momente?
Eu am învățat în aceeași școală, deci eu tot la liceul Ieminescu am învățat din clasa 1 până în a 12-a. Îmi amintesc de fir apăr absolut tot, am venit cu flori, erau niște crizanteme albe. De dimineață mama mi-a dat și mie și surorii câte o jucărie moale, câte o umbrelă și câte o ciocolată, urându-ne drum bun în parcursul școlii. Ne uitam unii la ceilalți, noi nu ne cunoșteam, eu nu mi-amintesc să fi avut o zi de probă. Erau emoții, mai ales când am făcut cunoștință cu doamna Maria Pasecini, prima mea învățătoare, ne-a cuprins, pe atunci nu era pandemie, emoțiile puteau fi cumva exprimate diferit, dar eu astăzi cred că am emoții mai mari, probabil pentru că maturitatea îți oferă posibilitatea să conștientizezi ce se întâmplă, iar pe atunci eram un copil pornit într-o aventură în călătoria cunoștințelor. Dar ce le dorești tu tuturor elevilor pentru acest început de an școlar? Tuturor elevilor din clasa 1, cei care pășesc în lumea cunoștințelor, în școlile sufletelor lor, mult succes, mult curaj, multă dorință de a cunoaște lucruri noi, multă putere pentru a descoperi tot necunoscutul, pentru că școala este un nou pas în dezvoltarea voastră, multă dorință de a face temele pentru acasă, să aveți posibilitatea să faceți noi prieteni, să descoperiți o amiciție care ar dura până la bătrânețe, iar părinților, mult putere pentru a susține acești copii, pentru a le oferi tot sprijinul psihoemoțional de care au nevoie și sperăm cu Doamne ajută să fie un an școlar cu prezență fizică la școală, astfel încât vă îndemn în continuare să aveți grijă și să respectați normele impuse, pentru că doar așa vom avea posibilitatea să revenim la normalitate. Mulțumim, Ion, ai legătură! Da, mulțumesc mult, extraordinare! Doamne, ce-aș vrea să fiu și eu acolo, sentimentele și emoțiile sunt unele foarte mari.